Ne propunem rezolvarea următoarei probleme. Într-o clasă sunt 26 de elevi. Dacă din clasă ar pleca două fete și trei băieți, atunci numărul fetelor ar fi egal cu dublul numărului băieților. Determinați numărul fetelor din clasă. Primul lucru într-o astfel de problemă de pus în ecuație este să vedem câte necunoscute avem și să le notăm. Necunoscutele aici sunt numărul fetelor, respectiv numărul băieților din clasă, chiar dacă problema ne cere doar numărul fetelor. Ne notăm atunci numărul fetelor cu F și numărul băieților cu B. Încercăm să notăm necunoscutele cât mai sugestiv pentru noi, iar următoarea etapă este scrierea ecuațiilor. Pentru aceasta trebuie să, cu ghilimelele de rigoare, traducem textul problemei în ecuații. Dacă din clasă ar pleca două fete și trei băieți, atunci numărul fetelor ar fi egal cu dublul numărului băieților. Iar prima ecuație pe care o vom obține, faptul că într-o clasă sunt 26 de elevi. Din într-o clasă sunt 26 de elevi, înseamnă că numărul de băieți plus numărul de fete este 26. Deci B plus F este egal cu 26. Următoarea propoziție, dacă din clasă ar pleca două fete. Ce înseamnă că ar pleca două fete? Înseamnă că numărul fetelor scade cu 2, deci F minus 2, și citim în continuare, și 3 băieți, deci putem scrie în paralel B minus 3, atunci numărul fetelor, acesta este numărul fetelor obținut, F minus 2, ar fi egal cu dublul numărului băieților. Deci numărul fetelor, după ce au plecat 2, adică F minus 2, este egal cu dublul numărului băieților, după ce au plecat 3. Deci cu 2 ori, în paranteză, B minus 3. Acestea sunt cele două ecuații. Trecem atunci la rezolvarea propriu-zisă a problemei și o vom rezolva în două metode. În prima metodă vom folosi o substituție. Respectiv, dacă B plus F este 26, putem exprima o necunoscută în funcție de cealaltă. De exemplu, să exprimăm fetele în funcție de băieți. Deci rezultă că F este egal cu 26 minus B. Am trecut pe B dincolo cu semn schimbat. Dacă F este 26 minus B, atunci în cea de-a doua ecuație, care este F minus 2 egal cu 2 ori B minus 3, în loc de F, putem zice 26 minus B. Deci înlocuim necunoscuta F cu 26 minus B. Obținem atunci 26 minus B minus 2 este egal cu, dincolo putem efectua calculele, 2 ori B minus 3 înseamnă 2 ori B, adică 2B, minus 2 ori 3, minus 6. Termenii care conțin pe B într-o parte, termenii fără B în cealaltă parte, trecem pe minus B dincolo cu semn schimbat, deci cu plus, vom avea atunci egal cu 2B plus B în membru drept, iar în membru stâng avem 26 minus 2, este 24 și am adus pe 6 în membru stâng cu semn schimbat. Avem atunci 3B în membru drept este egal cu 30. De unde ne rezultă? B este egal cu 30 împărțit la 3, adică 10. Numărul de băieți este de 10. Ne întoarcem atunci în substituție. Am văzut că F este 26 minus B, adică F este 26 minus 10 egal cu 16. Numărul de băieți este de 10, iar numărul de fete este de 16. Metoda a doua presupune rezolvarea unui sistem de două ecuații cu două necunoscute prin metoda reducerii. Pentru aceasta însă trebuie să efectuăm niște calcule. Avem cele două ecuații, B plus F egal cu 26 și F minus 2 egal cu 2B minus 6. Deoarece am efectuat 2 ori B minus 3 este 2B minus 6. Și ne scriem sub formă de sistem. P
Prima ecuație, forma în care ne este dată, ne convine, termenii cu necunoscută în stânga, fără necunoscută în membru drept. Iar în cea de-a doua ecuație facem același lucru. Termenii cu necunoscută în membru stâng, fără necunoscută în membru drept. Scriem atunci sistemul echivalent. B plus F este egal cu 26, iar în cea de-a doua ecuație F minus 2B este egal cu minus 6 plus 2. Am dus termenii cu necunoscută în membru stâng și fără necunoscută în membru drept. Mai efectuăm calculele care trebuiesc efectuate. B plus F este egal cu 26 și F minus 2B este egal cu minus 4. Eventual rescriem. B plus F este 26 și să scriem prima dată termenul cu B, minus 2B plus F este egal cu minus 4. Pentru a aplica metoda reducerii, ne hotărâm care necunoscută vrem să o eliminăm. Avem în prima ecuație B, iar în cea de-a doua minus 2B. Putem înmulți atunci în prima ecuație cu 2. Obținem atunci 2B, iar 2B cu minus 2B se vor reduce. Prima ecuație devine atunci 2B plus 2F este egal cu 52 și minus 2B plus F este egal cu minus 4. Adunând atunci membru cu membru, 2B cu minus 2B se reduc, 2F cu F este 3F egal cu 52 minus 4, care este 48. Dacă 3F este 48, atunci F este egal cu 16. În problemă ni se cere numărul fetelor din clasă, deci ne putem opri aici. Numărul fetelor este de 16. Indiferent ce metodă alegeți, metoda substituției sau metoda reducerii, rezultatul firește va fi același.